Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seara asta de GTA 5 Online. De această dată, în sfârșit, știți că vă vorbeam eu despre o mașină foarte, foarte interesantă care o să se bage bine, foarte interesant, n-are nimic special, o mașină, doar că îmi place mie acea mașină foarte, foarte mult. Este vorba despre un Dodge Charger nou, deci ăsta e nou, practic, chiar e nou, efectiv. E un model de un Charger ăsta care e un an destul de nou. Băi, mișto mașina, deci asta din GTA 5 și pentru că a fost băgată, am tunat-o, mă, băieți, ești nebun. Avem aici lumini care nu găsiți pe orice mașină. Da, mă, băieți, și vreau să o supunem, pentru că n-am mai fost de foarte mult timp pe Chiliad, vreau să o supunem această mașină la un test de urcare pe Chiliad. Să vedem dacă poate, puterea are să urce, clar, dar să vedem dacă tracțiunea asta o ajută. Pentru că vedeți cum pleacă, pleacă ea mai nebună, așa e mai nebună. Da, e mișto rău mașina, doamne, cât am așteptat-o. Ia să vedem pe unde o luăm. Să mergem pe Chiliad, să mergem pe partea cealaltă. Pe luăm pe aici, ok. Nu, o scrie. Au, o scrie tu. O să încerc să n-o lovesc, adică o să încerc, doar că de reușit 100.000 n-o să reușesc. Și ar trebui să o pe aici, nu știu, hai să vedem. Nu știu, nu prea merg pe drumul ăsta din GTA, așa că nu știu unde ajung, dar să sperăm că ajung unde trebuie dacă iau pe aici. Mai ales că încerc să n-o lovesc acum, mai ales că n-o să reușesc. Mă, ce mișto e. Cum intră în drift și toate astea. Vă dați seama că e o mașină făcută mai mult de drift. Adică dacă să te dai cu... Să te dai efectiv cu mașina asta, poți să te dai ușor. Ai că ăsta a tras sus spre mine. Că uite-o cum pleacă în 7 direcții. O luăm pe sol? No, mergem tot în față. Hai, John, dă-te la o parte. Bă, hai să fiu puțin atent la condus, pentru că sigur pot să n-o mai lovesc dacă sunt puțin atent. Și nu mai vorbesc. Ia întâia fața lui ăla, e, aia se mai întâmplă. Pe asta nu l-am mai evitat, mă, băieți, ăsta direct cu capul de volan. Și pun într-o seau pe aici și cred că ajung pe autostradă. Sper că ajung pe autostradă. Nu știu dacă ajung. Eu îmi doresc. Mă, junior, e mișto tare mașina. N-aveți ce zice. Vreau să fac și o poză. Așa. Bun. Ne-am făcut și noi o poză. Să avem pentru thumbnail. Că ne trebuie. Bă, da, alunecă, mă. Hai că... Toate ca toate, da, alunecă mașina asta rău de tot. A, știu drumul ăsta. Am venit că te duci tu în partea aia, adică... Nu mă lăsai pe mine. O, mă, ce cu claxonul ăla. Ca să mai pleacă din pantă. Mamă. Băi, de plecat nu prea pot să turez, asta e nasol, că nu, nu o să pot să turez ca să plece tare, dar... Ok. Pe aici o iau ca să ajung la autostradă. Mamă, da. Cum se aude mașina asta și cum merge, efectiv. Mamă, am filmat 6 episoade și deja nu mai pot să vorbesc, că efectiv am răgușit. Nu mai pot, mi-a turit gura astea 6 episoade cât îmi turie într-un live. Cred, da, cam pe acolo, da. A, nu prea pot să pun frână și să iau curba, adică, știi? Hai că aici am intrat frumos.
Vamos. Hai să dungem pe autostradă, ca să pot să-i dau mai mult. Că mașina asta duce. E nașpa că totuși mașinile nu le-au făcut destul de egale în GTA 5. Adică, mă nene, am un muscle car cu un motor de nu știu câte sute de cai putere. Dar dacă îl pui cu o mașină de aia sport, mereu să câștigi aia sport. Sau aproape mereu, na. Nu am făcut-o nici cine știe ce teste. Am acum mă duc pe aici, că văd că asta e liberă. Nu e liberă, hai că am și eu nevoie. Opa, Johnule, hai că mă duc și pe aici. Ia o ce-i după autostradă, mamă și ce bord frumos are. Băi, tată, hai de-aia. Îi dăm frumos. Dar acum mai avem mult până pe Cirea, deși am făcut destul de mult, adică ne-am învârtit destul de mult pe hartă. Dar lasă-mă, că e mașina nouă, ne place. Ce ar fi să facem acum episod cu urcarea și episod cu coborârea. Da. Mă, să mă duc să o repar. Da, las, că nu e stricată. E normal, pe aici ar trebui să urc pe Cirea, dar las. Bă, dacă ar fi strada goală, aș putea să vă dau niște drifturi. Bun. Sper că n-am muzică, nu? N-am, perfect. No, bun, acum hai să vedem cum se descurcă mașina pe Ciliade. Bun. Că parcă pe aici, mă, nici nu mai știu, deci n-am mai fost atât de mult timp pe Ciliad încât nici măcar nu mai știu. Nu pe aici, nu? Nu. Parcă pe aici, pe chit, pe drumul ăsta, așa trebuie să iau. Da, mă, băie, pe aici trebuie să iau. E, n-avem noi cauciucuri de off-road sau așa, ce este cauciucuri de sport, dar nu știu dacă are vreo... Știu că parcă nu sărea atât de mult mașina, parcă era mai puțin mai stabilă. Dar foarte puțin. Nu era așa o mare diferență dacă aveai cauciucuri normale sau sport. Decât că pe teren accidentat ți era puțin mai... nu ți sărea atât de mult mașina sau mă știu ce. Ce sit astea? Hai că dacă mă sună și ăsta... Mai urcăm pe Ciliad, mă, băieți. Hai să vedem. Mă, de urcat eu zic că urcă, dar... mi-e să nu-i pierd eu... tracțiunea, că dacă îi pierd tracțiunea, nu mai urc. Mamă, dar ce mișto se văd farurile astea așa. Ziceți voi în comentarii de nu. Se văd extrem de mișto farurile astea. Bă, mișto rău de tot, să-mi bă picioare. Chiar sunt mișto rău. Mă, băi, mamă. Nu știu, câți dintre voi ați încercat să faceți un video sau trebuie să filmați multe videoclipuri? Dar, bă, când începi un clip trebuie să tragi aer în tine, tata, și efectiv să sturăie gura tot videoclipul. Ce mai zic eu, fiindcă am filmat 6, bine, știu că sunt care filmează și mai mult ca mine, dar nu am filmat 6 clipuri. Asta, clipul ăsta, clipul ăsta, clipul ăsta apare, cred că ăsta apare sâmbătă. Știu că acela nu mai știam când apare. Ăsta apare sâmbătă. Ei, astăzi vreau să-mi spuneți, dacă ți-o spun aici, să-mi spuneți cum vi s-a părut prima săptămână de școală, dacă v-a plăcut, dacă a fost ok, una alta. Da, știu că nu multora vă place la școală. Mă, sincer, nici mie nu-mi place. Ideea e că am avut norocul să dau de niște oameni super fain la liceu și mă bucur. Chiar mă bucur, adică acum am practic multul la liceu numai ca să mă întâlnesc cu ei și știu că bă, chit că am liceu, chit că o să am un test sau mai știu eu ce,
O să fie bine, o să trec. N-o să am treabă. O să trec ziua cu brio, regiunului. Mamă. Și ajungem sus, reușim să ajungem sus. Mamă, dar cred că am jigărit-o. Cred că și se vede. Că am jigărit-o tare. Aș încerca-o și la coborurile, dar... Da, nu știu. Mamă. Hai că am urcat-o și sus pe Ciliad, ce să-i faci? Hai să vedem cum se descurcă la coborâre, mă, băiesc că coborârea asta e și mai abruptă. Bine, abrupt, dacă vreau abrupt pot să mă duc direct pe aici, dar hai lasă totuși, să nu stricăm. Au. Sau hai totuși să vedem. Hai să vedem ce se întâmplă dacă fac chestia asta aici. Hai să ne acrușim să o ținem totuși pe roți. Bă, aici nu cred că o mai pot ține pe roți. Da, gata, asta a fost. Sau? Nu! Mamă, mă vezi, eram aproape să o ținem pe roți. Mamă, ce ar trebui să accelerez? Dacă țineam continuare frâna de spate, era forță. Hai mă, băi, să o reparăm. Să vedem și cât de mult s-a stricat. Mă, uite cum îi fac roțile, genule. Am un mart aici. Fast and Furious, direct cum ne-am aruncat aici. Și cred că o să facem încheierea aici frumos în... N-am uitat cum se cheamă orașul ăsta, îngete să am picioarele. Hai mă, deschide-mă. Să-mi repară mașina, mă băieți. Hai că am făcut-o praf. Gata. Să facem încheiere aici în Paleto Bay. Așa că am uitat cum se cheamă orașul ăsta. Dacă v-a plăcut acest episod, uitați să apăsați butonul de like, pentru că mi-arată că mă susțineți în continuare și că vă place seria. Un comentariu, spuneți acolo ce ați făcut un alta, cum aveți apărut prima săptămână. Și noi ne-am zis săptămâna viitoare, adică luni, la un nou clip. Nu știu ce va fi. Ciao, pa, pa!